Fie binecuvântat numele Domnului pentru vecii vecilor. Și fie cele două familii și toți în măsura întristării binecuvântați cu îndurarea și mânghierea Domnului. Să știți, iubite familii, o spunem alții care am trecut înainte pe aici, vom putea să declarăm și să declarați despre Dumnezeu ce a declarat Naomi. A rămas fără soț, fără copii, văduvă cu două nurori, văduvă într-o țară străină, fără asistență socială. S-au întors în țara lor unde nu mai aveau nici măcar o bucată de pământ a lor. Dar după ce a văzut cum Dumnezeu le-a purtat de grijă, a zis: Domnul este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Că într-un fel sau altul, Domnul a avut îndurare și față de cei ce au plecat și veți vedea că va avea și față de dumneavoastră, lăudat să fie Domnul. Plecase soția mea la Domnul de vreo două săptămâni. În luna asta sunt 4 ani de când a plecat. Și m-a sunat o soră din județul Suceava. A zis: tatăl meu, un frate proroc, fratele Tibi, plecase la Domnul și rămăseseră 7 copii. Și au zis: într-o seară mă rugam cu alții la un grup de rugăciune și dintr-o dată am ajuns, nu știu unde și cum, și îl văd în fața mea pe tatăl meu. Că a fost vedenie, ce a fost, nu știu, că a fost răpire. Ea spunea că se vedea la rugăciune acolo, dar ea s-a dus și vorbea cu tatăl ei. Și a zis: tata, cum ai perceput tu că am rămas noi 7 copii necăsătoriți cu mama? Și tata a zis: aici unde suntem noi nu există tristețe. Dar ați dus lipsă? Nu. A zis: și noi care ne-am căsătorit, trebuie să căsătoriți-le după aceea, vreo 3 dintre ei, ne-am căsătorit bine și Dumnezeu ne-a ajutat. Nu mi-a mai spus ce i s-a îngăduit în acel dialog, care nu știu în ce dimensiune a fost. Dar când s-a încheiat acel dialog, a zis că a zărit pe soția mea, și a zis doar atât: spune la ei mei că e aici tare bine și fericire de nespus. Și a zis, m-am regăsit din nou pe genunchi la rugăciune. Mi-a venit în minte să vă spun asta. Și acum vreau să mă îndrept spre Scripturi și să vă citesc un verset, Apocalipsa 14:13. Și am auzit un glas din cer care zicea: scrie, ferice de acum de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelele lor, căci faptele lor îi urmează. Lăsând încadrarea escatologică acestui verset în sens strict, îl vom folosi în sens lărgit, fără să-i abatem înțelesul, și să spun ceva sub titlul: cum poți să trăiești ca să fii fericit atunci când mori? Pentru că aici s-a spus din cer și s-a scris: ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Se spune că filozoful grec Solon l-a vizitat pe Croesus, regele Sardesului, care se simțea într-o mare siguranță în fortăreața lui și înconjurat de aur. Și grecul i-a zis: auzi, să nu numești pe nimeni fericit până n-a murit, că nu știi ce pățește. N-a trecut mult și au venit perșii și i-au cucerit fortăreața. Dar dincolo de prezicerile sau aprecierile filozofilor, asta s-a spus și s-a scris în cer și ni s-a transmis nouă prin Scripturi, că sunt unii oameni fericiți după ce mor sau din clipa în care mor, și asta va fi o fericire neîntreruptă. Spune și în Apocalipsa, capitolul 20, citesc versetul 6: fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere, și aceeași categorie a celor ce mor în Domnul, că ei învie, cum spune 1 Corinteni 15. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ei vor împărăți. Lăudați să fie Domnul care ne-a făcut pentru aceasta, cum spune Pavel la 2 Corinteni capitolul 5. Să știți că sunt oameni care își văd nefericirea încă înainte de a închide ochii.
Am citit despre filozoful german Arthur Schopenhauer, un ateu, spunea să n-aude Dumnezeu. Când s-a îmbolnăvit și era pe moarte, striga Dumnezeule. Și cineva a întrânea să-i spună, pe cum? Acum strigi după Dumnezeu? Și a zis, băi, când ești necăjit, nu mai merge cu filozofie. Dumnezeu s-a îndurat de el și a revenit și iar a uitat de Dumnezeu. A zis, na, Dumnezeu. Numai că fericirea a fost scurtă și în câteva săptămâni, pare mi se, s-a dus din nou îngrozit. Sunt alte mărturii unor oameni tar la cervice, care și-au văzut nefericirea încă de aici. Spuneau frații la Cluj, era pe vremea comunistă un profesor de filozofie ateu și nu rata vreo ocazie să-i jignească pe credincioși cu Dumnezeu în care cred. S-a îmbolnăvit, relată tânăr, era în spital, l-au vizitat colegii și a avut o viziune a lumii de dincolo și a zis, este altă lume pe care n-am crezut-o, s-a pierdut. Și între colegii lui, profesorii, oameni cu titluri academice, s-a dus îngrozit și a lăsat pe ceilalți în aceeași postură. Nu contează, dragii mei, cât de fericit ai fost și cât de tare pe piață s-a ținut cineva. Cum spunea unul mai solid către altul mai plăpând, tu ești de esență slabă și ăsta solid a murit într-o lună. Nu. Zice Iov în cartea sa, vă citez în capitolul 21, despre oameni care trăiesc aici în condiții diferite. 21:23, unul moare în mijlocul propășirii păcii și fericirii. Cum spune și Asaf, nu-i tulbură nimic până la moarte. Poți să fie și longeviv, să prindă suta de ani. Dar acolo s-a stopat cu planurile, cu fericirea, ca în pilda cu bogatul. În fiecare zi se respecta lux, dar fericirea s-a pierdut pentru totdeauna. Altul scrie aici, în 25, moare cu amărăciunea în suflet, fără să se fi bucurat de vreo fericire. Și dacă tot am amintit pilda aceea, poate că omenește vorbind, am putea spune că săracul Lazar nu s-a bucurat de vreo fericire. Dar ce e aici? Totul e trecător. Adevărata fericire este cea care începe de aici încolo. Îi cunosc pe fratele Paul, pe sora Mărioara, mulțumim Domnului pentru aceste familii cu copii credincioși. Avem nădejde că sunt la Domnul și putem predica liniștiți. Și mai mult dumneavoastră puteți să fiți cu pace, că dincolo de ruperea asta, că suntem oameni și doare, avem liniștea aceea că nu sunt pierduți, ci că de aici încolo pot să fie fericiți pentru vecii vecilor. Dar eu mă adresez dumneavoastră. Vedeți? La sora Mărioară ne așteptam să plece. La fratele Paul nimeni. Cine știe ce noi urmează? Undeva pe un șantier în Europa, un frate la vreo 60 de ani întreba pe unul de 20 ceva de ani, ai fi pregătit dacă pleci? Și ăsta tânărul zis, da, nu m-am gândit la asta. Da, și-a luat îndrăzneala și l-a întrebat pe cei de 60 de ani, dumneata ai fi pregătit? Zis, chiar dimineața m-am cercetat. Nu că prin puterea mea aș fi ceva, dar aș fi gata să mă duc la Domnul. În acea zi, la pauza de amiază, fratele a murit. Dar să intru în ceea ce spune Scriptura și să vedem cine poate să fie fericit la moarte și vă rog să vă cercetați. Nu știu care a fost planul particular al Domnului în cât i-a luat pe cei doi acum, dar în ceea ce ne privește pe noi suntem încredințați că Dumnezeu în seara asta și mâine seară și marți vrea să ne vorbească, amin? Să fim atenți, măcar acum, când suntem mai receptivi, când suntem mai sensibili datorită întristării. Spune aici, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Cine sunt aceștia care mor în Domnul? Cei născuți din nou, cei care sunt în Hristos. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, ne spune așa, cine este în Hristos este o făptură nouă, un nou statut, un nou viitor. Cele vechi s-au dus, cu
cu istoricul faptelor rele, cu tot ce a fost. Apoi spune mai pe larg Apostolul Pavel la Efeseni, la capitolul 2, vorbim despre noi, neevrei, versetul 12, eram fără Hristos, fără drepturi, fără promisiuni, fără nădejde, fără Dumnezeu. Dar acum, spune aici versetul 19, nu mai sunteți străini, oaspeți, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Mulțumim pentru noul statut. S-a întâmplat undeva, cineva s-a dus într-un mediu ocult să consulte un vrăjitor. Și ce a venit lui să întrebe de un alt? Și vrăjitorul a spus, nu-i în evidență. Cum nu-i? N-a murit. Și nu știu ce socotele are satana acolo. A zis, ba da, din data cu tare nu mai figurează. Și ăsta a căutat să vadă, într-adevăr, a murit fostul lui coleg sau ce era. Și l-a găsit în viață. Și a spus, uite ce a zis diavolul, că nu mai ești. Pe cum? Și i-au ajuns cu discuția de când? Data de la care vrăjitorul a spus că nu mai figura a fost data botezului în apă. Încheiase legământ cu Dumnezeu. Știu alt caz, tot din mărturisirea unor alți fel de oameni care fac greșeala să se ducă pe mâna satanei, că a întrebat de cineva care le-a pocăit și s-a supărat vrăjitorul că l-a ghiontit demonul. Și a zis, de ce mă întreb de el? Nu e a meu, e a răstignitului. Să dea Domnul harul tuturor să fii mai lui pentru vecii vecilor. Povestea un frate păstor de la Cluj. Zice, am fost recent la înmormântarea unui suror, s-a botezat cu ceva timp în urmă. Femeie din biserica ortodoxă, evlavioasă în felul ei, a visat într-o noapte că a venit cineva și i-a zis, tu te-ai priceput să brodezi, brodează un chip al Domnului Iisus, una Fecioare Maria. M-a spus familiei, da, ce să mai brodeze la 90 de ani. A fost un vis. Dar noaptea următoare vine din nou același soț și spune, le-ai brodat? Și spune, da, și în vis le avea, și pe unul și pe altul. Și a zis, trebuie să te hotărăști cu cine vrei, cu Fecioara Maria sau cu Fiul. Și a zis, cinste pentru Fecioara Maria, dar Fiul ei a murit pentru mine, eu cu el vreau să fiu. Și a dat voce în vis. Atunci a lui să fii pe veci. Când s-a trezit, așa înțelesea, trimite-ți pe pocăiți că ăștia-s. Mi s-a dat un indicator. S-a dus, fratele a botezat-o și spunea apoi familia, zice, veneau surorul aia să o viziteze. Într-una numai cânta și spunea, citiți-mi din Biblie că eu am spus că s-a lui Iisus. O zice, și noaptea înainte de a pleca a cântat că ea este a Domnului Iisus. E mare favoare să fii născut din nou și să aparții lui Dumnezeu. În lumea spirituală se știe. Figurăm într-o carte specială. Ascultați, în mod repetat spune Scriptura, vă citesc Apocalipsa 13, va veni la sfârșit acel anticrist care se va instaura pe tot pământul într-o domnie feroce și scrie aici, versetul 8, toți se vor închina, toți aceia căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Binecuvântat să fie Domnul care ne-a dat harul să figurăm în cartea Lui. Nu mai suntem străini, nu mai suntem al nimănui, suntem ai Domnului, mărit să fie numele Lui. Ai harul acesta. Ba mai mult, fratele, sora, au fost pecetuiți de Domnul. Fără să am un mandat special, dar nu voi nominaliza, cineva care este acum aici în sală. S-a pocăit la o anumită vârstă. Nu în tinerețe. A participat la stăruință. A fost botezată cu Duhul Sfânt. Și mi-a povestit că noaptea următoare a avut un vis, a intrat într-un castel, într-o clădire foarte frumoasă și s-a spus, bucură-te că ai fost acceptată și ai trecut pragul. Dumnezeu să fie binecuvântat că ne-a deschis ușa și că ne-a dat har și pricepere ca să putem intra și să fim ai Lui, mărit să fie Domnul. Vă citesc spusele Domnului de Evanghelia după Ioan din capitolul 8. Să știți că nu există decât aceste două ipostaze de existență și de sfârșit de existență. Ioan capitolul 8, versetul 24. V-am spus că veți muri în păcatele voastre. Ce trist! Da.
dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Și cealaltă ipostază este ce vă citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, despre cei ce au adormit în Hristos, auziți, versetul 13, să nu vă întristați pe cei ce au adormit. Versetul 14, Domnul va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El, mărit să fie Domnul. Eram plecat în misiune în Spania, în zona Larbos, și tocmai plecase la Domnul o soră de 30 ceva de ani. El era proaspăt în imagine, relatarea ce vă spun, suferise de cancer, era în spital și era într-o zi de duminică, pare mi s-au vizitat-o și erau niște surori în jurul ei și la un moment dat a zis, dați-vă puțin la o parte. Și o soră a zis, n-ai aer? A zis, nu, a venit un sol să mă îmbrace cu haina albă, să mă pot îmbrăca. A mai răsuflat de câteva ori și s-a dus. Ferice de cine moare în Domnul. Poate ziceți că sunt insistent, dar știți ce a zis Apostolul Pavel către împărat? Mai degrabă, mai târziu, dar să nu zăbovim. Povestea fratele Aurel Șoltuzu, președintele Comunității Suceava, de un caz din zona dumnealor, zona Dorohoi. A vrut să intre cu evanghelizarea într-o localitate. Toți oamenii închiși. Și s-au rugat, Doamne, vrem să intrăm și aici să facem o lucrare. Și numai ce primește un telefon din zona Timișoarei. Zice un slujitor de aici, o femeie din acel sat sau comună ce era, s-a botezat la Timișoara, se întorc în zona natală, se ia legătura cu ea. S-a dus, sora bucuroasă, soțul, poftim, servim o cafea, un ceai împreună. Fratele s-a bucurat, gata, s-a deschis ușa pentru Evanghelie. Dar respectivul soț spune, auzi, discutăm ce vrei, probleme culturale, politice, sociale, de religie nu discuți cu mine. Ușa închisă. Numai că acea soră și-a făcut datoria. Și după 2 ani, mărturia o am direct de la fratele pastor, îl sună sora aceea și spune, te rog să vii la spital, soțul meu s-a hotărât să se boteze, să încheie legământ cu Domnul. Se duce, îl vizitează, aici să mă botezați. E de gardă un medic de la Frații Creștini de pe Evanghelie, într-o rezervă, aici mă puteți boteza. Cum să te botezăm? Nici n-ai vrut să discutăm, așa cum să te botezăm. Stai să spun. Pe dumneata nu te-am primit, dar am văzut în viața ție mele că e altă viață. A intrat veșnicia în ea. M-am văzut silit să citesc și eu, să văd ce se întâmplă. Și îi zice, fratele, n-am mai trebuit să-i fac eu cateheză, că mi-a spus el toate textele, tot ce credea, a pus la punct. Dacă e la zi, ce te împiedic? L-a botezat în ziua aceea. N-a trecut mult. Adică nu mai știu exact cât. Era într-o zi acasă, te-a liniștit așa pe pat, dar nu era neapărat bolnav sau de moarte. L-a vizitat băiatul lui, ofițer, și spune, băiete, când a fi să mor, pe mine mi-a îngroapă pocăiții ca și pe mama ta. Respect pe preotul din sat, am relații bune, știu că a fost coleg el din școală, dar eu sunt al Domnului, am încheiat legământ cu el. Stând de vorbă cu ei, ce soția lui, dar ce seninești la față, nici când erai sănătos nu arătai așa bine. De ce te-ai, de ce zâmbești, încotro te uiți? Și spune, fii atent cine vine la noi. Cine ăștia s-au șocat pe geam, el se uita spre perete, zice, o caleașcă cu cai de aur și cu îngeri. Următoarea vorbă. După mine vin și ultima. Mă duc cu ei. Și spunea fratele, măi, cât e de bun Dumnezeu, omul a refuzat. Dar într-o zi Dumnezeu l-a cercetat și să-i facă așa onoare încă să auzim și noi cum vin după el ca să-l ducă. Dar nu scrie în Biblie că a murit Lazar și au venit îngerii după el? Are Dumnezeu înger păzitor pentru noi. Are îngeri care să ne adune când plecăm și sunt îngeri care se adune pe tot ce rămân la urmă și vom fi totdeauna cu Domnul și cu îngerii, măriți să fie Domnul, că suntem ai Domnului. Fericiți care mor în Domnul, că vine delegație specială după ei, se duc la odihnă și vor gusta fericirea pentru vecii vecilor. Trec mai departe. Da, zice Duhul. Noi spunem bine despre cei ce mor. În caz
cazul acesta putem spune, în altele poate așa, după vorba populară despre morți numai de bine, dar confirmarea în cer nu e de la registrul bisericii, nu e din necrolog, asta o face Duhul lui Dumnezeu. Biblia spune foarte categoric, 2 Timotei 2:19, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. De aceea vă spuneam despre botezul cu Duhul Sfânt. Spune la Roman, la capitolul 8, ascultați și grăbiți-vă să faceți pasul acesta, să stăruiți înaintea Domnului. Versetul 15, Dumnezeu ne-a dat un duc de înfiere. Versetul 16, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și Petru se justifica, dat fiind botezul celor din casa lui Corneliu, spune Scriptura aici, în Faptele Apostolilor, în capitolul 11 și în capitolul 15, cum Dumnezeu spune în 15:8, a mărturisit pentru ei și ne-a fost dat mai rar, direct, și din ceea ce am auzit din experiențele altora, cum Duhul lui Dumnezeu se ruga prin copii, prin oameni mari, într-o parte, în alta, cum Duhul mărturisea, cum binecuvânta pe Dumnezeu din acele ființe. Și este potrivit cu Scriptura, că nu se tâlcuiește o parte a Scripturii fără alta, spune Roman, capitolul 8, ascultați-mă ce vă citesc, versetul 9, voi însă nu mai sunteți pământești, nu mai avem statutul celorlalți oameni, ci duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Punct. Și în schimb, dacă Duhul Hristos este în voi, Duhul vostru este trupul supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii, și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus Hristos din morți locuiește în voi. Aici e proba. Să ne verificăm, să ne încercăm, dragii mei. Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Au fost cazuri de proroci. Erau legume, am putea spune, pe moarte, că toți împărtășim aceeași soartă. Au murit oamenii al lui Dumnezeu. Toți au murit. Doar Domnul Ilie, Enoch, a făcut excepție. Și când venea Duhul lui Dumnezeu în ei, se ridicau în picioare ca unul tânăr și profețeau. Dar am cunoscut și persoane care nu neapărat erau proroci. În momente de rugăciune venea o putere peste ei, nici durere, nici slăbiciunea fizică nu se manifesta. Erau în deplină putere. Dar spune Scriptura în cartea Ezechiel că din niște oase, când a intrat Duhul în ele, au devenit o oștire puternică. Mulțumim Domnului că ne-a dat Duhul Său. Și asta este dovada, este încredințarea că suntem al lui Dumnezeu. Trupul este pe calea lui, dar Duhul, cum s-a citit, că se întoarce la Dumnezeu, dacă este Duhul lui Dumnezeu în noi, atunci suntem făpturi noi, nu oameni firești, și Dumnezeu să fie binecuvântat pentru aceasta. Amin. Și încă ceva, și închei. Spune finalul versetului, da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, își faptele lor îi urmează. Bunul Dumnezeu! Nu doar că ne-a mântuit prin Domnul Iisus în baza dragostei Tatălui, a bunătății Lui, nu doar că ne-a dat Duhul Său să mărturisească, să ne schimbe și în ziua aceea să ne transforme la răpire sau la înviere. Dumnezeu îmi place mie să spun că vrea să ne mântuiască premiindu-ne și tot ceea ce facem aici să fie ca și o răsplată, dincolo de mântuire. Mântuirea e harul lui Dumnezeu, e darul fără plată, Roman 6:23. Dar ceea ce facem, și prima rubrică în Cartea Faptelor e viața de familie. Nu se adună mai multe fapte bune ca de în familie, orice s-ar spune, musafirii vin rar, vin și pleacă. Copiii sunt tot acolo cu zi cu noapte și când se căsătoresc, tot ai tăi sunt, într-un fel sau altul. De aceea spune de catalogul văduvelor, să fii crescut copiii, să fii dat ajutor la orice faptă bună, să fii fost primitoare de oaspeți, să fii spălat picioarele sfinților. Și Dumnezeu toate acestea le socotește.
plutește, spune în Evrei 6:10, Dumnezeu nu-i nedrept să uite osteneala voastră. Toate sunt plătite și un pahar de apă, spunea Domnul Iisus Hristos. Plecase soția la Domnul de câteva luni. Am avut un vis. Am ajuns cu ea în fața unei clădiri imense. Am intrat, era ca o sală de adunare. De acolo ne-am dus într-un alt spațiu, era ca sală de mese. De acolo era ca și ceva pătucuri pentru copii, paturi, ca pentru oameni sau ca pentru bolnavi, cum ar fi la spital, un salon. Și ceva diverse așa. Și deodată ne cheamă la birou. Și spune ei, v-am chemat să vă mânăm diploma pentru tot ce ați făcut în instituția noastră. Parcă văd și acum o coală mare, formată A4, scrisă recto verso, tot așa, ca și un document tipizat cu rubrici. Când a ieșit de acolo, zice soția, am vis, tot ce am făcut e notat. Auzi cum numărele a trecut. Ca și cum am înțeles eu când m-am trezit din vis, că instituția aceea e tot ce faci în viață. Dacă te-ai dus la spital, dacă ai îngrijit de copii, dacă ai primit musafir, dacă ai ajutat o vădvă, tot ce ai făcut se notează, auzi. Când am ieșit din birou, mie mi-a zis, diploma ta încă nu-i scris. Tu mai trebuie să lucrezi, să vii aici. S-a încheiat și tot ce a făcut sora Mărioara e notat. Am înțeles că până acum, la urmă, tot am mai făcut ceva, câte ceva pentru voi. Ne-am amintit aici cum a lucrat fratele Paul și la biserică și cu siguranță că tot e notat. Fiecare cui care l-ai bătut, să te ia un bătrân lângă un perete de adunare așa și mângâia peretele pe exterior. Cineva a zis, frate, de simt rău, zis, nu, dar cărămițile astea eu le-am pus în zid aici când eram mai tânăr. Dumnezeu să vă dea resurse și dragoste, tot ce face să face ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Viața tot trece. Dar să nu creadă cineva că făcând fapte bune se compensează și dacă n-a fost pocăit cu adevărat. Nu! Dacă ai făcut fapte și nu ești mântuit, Dumnezeu îți răsplătește aici. Poate să dea și copiilor tăi. Dumnezeu nu se lasă dator la nimeni. Dar adevărata răsplătire este dincolo când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Nu prisosiți să faceți binele, nu obosiți, că Dumnezeu ne-a răscumpărat scrientit să fim plini de râvnă pentru fapte bune. Spunea Adena, dragă de ea, când era pe pat, către copii, într-o înregistrare o avem, îmi pare rău că n-am făcut mai mult pentru Domnul. Dar eu spun unde, unde era să încapă mai mult cât o făcut? Musafiri, misiune, venea la adunare, prindea o soră, zicam și eu ceva înaintea Domnului altă. Dar tot i s-a părut să fi făcut mai mult pentru Domnul. Măi copii, tineri, frați, surori, în primul rând puneți-vă în ordine cu Dumnezeu și în al doilea rând slujiți cu dragă inimă. Tot ce faceți, faceți cu bucurie. Mai spun o experiență și am încheiat. O soră din Austria a avut un vis. Se făcea că a văzut raiul în imaginea răsplătirilor. Unii aveau ca niște garsoniere, alții apartamente mai mari, mai decomandate, mai bine puse la punct. Și la un moment dat vede, unii aveau case. Dar ce-a făcut-o să rămână mai surprins, unii aveau castele. Și a tras atenția un castel, parcă stătea suspendat. Și-a zis, ăsta da. Și-a întrebat în vis, Doamne, a cui este? A lui Matei Cornea de la Bicovul de Sus. În scurt vreme se mută la el. Fratele Matei Cornea, păstorul de la Vicovul de Sus, a plecat 3 săptămâni mai târziu. Și am întrebat pe băieții lui, pe fete, măi, ce a făcut tatăl tău de are așa rânduială în rai? O zis, pe tata de când îl știm? N-a lipsit niciodată de la cele sfinte. A trăit 80 ceva de ani, cu bicicleta mergea. Dacă auzea de un sărac, era cu plasa acolo. Dacă auzea de un bolnav, îl căuta. Nu știm să fi certat cu cineva. Să ne dea Dumnezeu har să trăim cu folos.
nu știu dacă vom trăi 65 de ani, care n-avem atâta, sau oricât am trăit, v-aș dori, după ce muriți, să fiți fericiți. Poate până atunci, oricum, fericirea efemeră pe pământ, sunt fragmente, dar de aici încolo e adevărata fericire ce nu o spulberă și nu o întrerupe nimeni. Ăsta e Dumnezeu care ne-a pregătit așa ceva. Ne dă cu plăcere împărăția și vrea să ne primească pe fiecare cu onorul potrivit cu ce am lucrat și să ne așezem partea de moștenire. Stimate familii, fiți liniștite, cum spune cântarea. Da, mi-a sfârșit azi alergarea, prin vânt, prin arșiță și ploi, ce dulce sună în cer cântarea. Vă aștept ca să veniți și voi. Amin.